Da, vom discuta imediat despre acest subiect, domnilor și domnilor, dramatic în dinamica cheltuielilor și a supraviețuirii statului în vreme de criză. Până atunci însă, domnilor și domnilor, vestea tristă a momentului este că Organizația Mondială a Sănătății cere țărilor europene să ia măsuri urgente după ce numărul cazurilor de coronavirus a crescut alarmant. În ultimele 24 de ore în România au fost raportate aproape 7.000 de cazuri de COVID-19, însă îngrijorător este faptul că infectările au crescut și în destinațiile turistice, atât interne cât și în cele externe, frecventate de români. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila este în direct alături de noi. Bună seara, domnul doctor! Bună seara! Domnul doctor, o să încep abrupt. Am citit ieri un interviu acordat de șeful OMS pe Europa, domnul Kluge, dacă nu mă înșel, în care solicita public tuturor guvernelor adoptarea rapidă de măsuri, exemplificând cu purtarea obligatorie a măștii și cu efectuarea dozei a patra de vaccin. Cât de repede ne conformăm politicoasei rugămințe a domnului Kluge? În primul rând, Organizația Mondială a Sănătății face doar recomandări, nu poate să impună nimic statelor membre. De acord, dar e un lucru care, trebuie să fie foarte clar stabilit. Situațiile, sigur, sunt în creștere în marea majoritate a țărilor din regiunea europeană a OMS, dar, sigur, cu diferențe notabile. Știți bine că în Franța avem 200.000 de cazuri pe zi, în România, cum spuneați puțin mai devreme, avem aproape 7.000 de cazuri, ceea ce nu este puțin nici în România. Și cred că aceste măsuri care sunt recomandate de Organizația Mondială a Sănătății sunt legate de o dorință pe care am văzut-o exprimată și de Centrul European de Control al Bolilor și de Agenția Europeană a Medicamentului, ca statele membre ale Uniunii Europene, cel puțin, să nu introducă restricții de călătorie și să nu reintroducă în vreun fel carantina, care știți bine că sunt măsuri mai greu de accepta, mai greu de suportat, și cred că păstrarea liberei circulații, măcar în interiorul Uniunii Europene, e un lucru important pentru toată lumea. Fie că discutăm de persoane din România care pleacă, fie că discutăm de turiști sau de alte persoane rude ale celor de aici, din țara noastră, care vin în țară. Și cred că lucrul ăsta trebuie luat în considerare. Noi am făcut o recomandare la Ministerul Sănătății, care a fost o recomandare, cum să vă spun, fermă, dacă se poate spune așa, în ceea ce privește protejarea atunci când ești în spații închise aglomerate, nu orice fel de spațiu închis, în spații închise aglomerate sau în mijloacele de transport în comun cu o mască de protecție. Până la urmă, cred că putem să încercăm măcar să facem, cumva să ne conformăm, și persoanele vârstnice, cel puțin, care ajung în astfel de situații, să o facă, pentru că atunci, într-adevăr, transmiterea infecției este îngreunată. Dacă nu se conformează, aveți un mijloc de coerciție? Noi nu avem niciun fel de mijloc. Noi am luat o singură măsură, apropo de o obligativitate, dacă vreți. Este vorba de prevenirea transmiterii nozocomiale, adică în unitățile sanitare, ca să nu se transmită de la pacient la personalul medical sau invers, de la personalul medical la pacient. Există un ordin de ministru de acum vreo 6 ani care stipulează că unitățile sanitare pot lua măsuri pentru prevenirea transmiterii nozocomiale unei infecții, nu contează care infecție, și în mod evident și infecția cu nou coronavirus face parte din această categorie. Domnul doctor, m-aș întoarce un pic la povestea vaccinurilor, pentru că recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății de efectuare în masă, dacă se poate, a celui de-a patra doze de vaccin, se bate cumva cap în cap cu recomandarea pe care ați făcut-o dumneavoastră românilor să mai aștepte până în septembrie, când teoretic ar trebui să intre pe piață varianta upgradată a vaccinului Pfizer, mă rog, adaptată noi tulpini, cea care răvășește din nou omenirea. Eu am avut o intervenție nuanțată, oarecum diferită față de ceea ce ați auzit la domnul doctor Kluge, în sensul că noi avem două situații diferite față de alte țări. În primul rând, proporția de persoane care și-au făcut doza a treia este relativ mică în România.
doar 2.700.000 de români s-au vaccinat și cu doza a treia. În alte țări procentul e mult mai mare și reprezintă 70, 80, poate chiar mai mult de 80% din populație. Și cred că pentru persoanele care au deja 3 doze sau pentru cei care doresc să-și facă doza a treia, pentru că discutăm și de doza a treia, o variantă adaptată a vaccinului care să oprească transmiterea este un lucru bun. Eu aș vrea ca în toamnă să avem o campanie de vaccinare de succes, pentru că dacă cineva, de exemplu, se vaccinează acum cu doza a patra, care, în mod evident, nu influențează transmiterea, nu o să mai poată, probabil, în toamnă să se vaccineze cu o doză suplimentară. Și atunci, cred că, din punct de vedere al sănătății publice, sigur este opinia mea, o administrare a unei a patra doze cu un vaccin adaptat este mai eficientă decât administrarea unei doze dintr-un vaccin la care are, în momentul de față, o eficiență limitată, eventual la prevenirea unor forme mai grave de boală la persoanele vârstnice. Așa că eu cred că e mai important ca aceia care au făcut doar două doze să facă doza a treia, chiar cu vaccinul actual, iar doza a patra să o facem cu un vaccin care are șansa, sau noi ar trebui să avem șansa, să nu ne mai îmbolnăvim după administrarea acestui vaccin adaptat tulpinii Omicron. Domnule doctor, surprinde și îngrijorează foarte tare faptul că un număr destul de mare de cetățeni care au făcut toate cele trei doze de vaccinuri din piață până acum s-au infectat acum. Care e explicația? Vaccinul ăsta și-a atins limitele și nu mai folosește? Da, exact. Da? Exact. Acest vaccin și-a atins limitele. Nu mai oprește transmiterea acestei boli. Noi discutăm de un vaccin conceput față de tulpina originală, dacă se poate spune așa, din anul 2020. El atunci era într-adevăr eficient, conform studiilor clinice care au stat la baza autorizării. În momentul de față observăm că nu există o diferență practică între persoane vaccinate și nevaccinate în ceea ce privește transmisibilitatea. Există totuși o diferență dacă ne uităm la cifrele de la terapie intensivă. Majoritatea persoanelor care sunt la terapie intensivă sunt nevaccinate, deci e clar că există un anumit beneficiu în prevenirea formelor grave de boală. Deci oamenii n-au făcut chiar degeaba trei doze de vaccin? N-au făcut chiar degeaba trei doze de vaccin, nu. Domnul doctor, înțeleg că se organizează, sindicatele din ambulanță organizează un meeting pentru a vă apăra de domnul Raed Arafat. Așa ne ajutorat sunteți? Aveți nevoie să vă apere sindicatele? Nu, domnul Ciutac, eu n-am nevoie să mă apere cineva de domnul doctor Arafat. Și nici cred că nici pe dânsul nu cred că nici dânsul nu cred că are nevoie de cineva care stă la apere de mine. Mi se pare o comunicare puțin defectuată. Aici e vorba de să apărăm niște principii, nu niște persoane. Și faptul că eu pledez în favoarea medicalizării asistenței medicale de urgență, nu cred că este un demers greșit. Mai mult, cred că toți colegii de la ambulanță merită respect, merită dezvoltare profesională care să facă posibil ca intervenția în urgențele medicale în România să fie făcută de personal calificat. Nu are niciun fel de legătură persoana mea sau cred că persoana domnului doctor Arafat. E vorba despre niște principii. Integrarea la nivelul departamentului pentru situații de urgență, a situațiilor de urgență, este corectă. Integrarea, din punctul meu de vedere, la nivelul departamentului de situații de urgență, asistenței medicale de urgență, nu cred că este un model pe care să fie întâlnit în orice altă țară din Uniunea Europeană. Tu n-ați reușit să aveți discuția lămuritoare cu domnul Arafat? Nu, din păcate nu am reușit. Da, iertați-mă, strict geografic, eu am lucrat în zonă, Ministerul Sănătății tot pe fost la strada Ministerului e? Mă rog, Cristian Popișteanu, parcă da, se cheamă. Da, este pe strada Ministerului și are și cred că are și o comunicare comună cu Ministerul Administrației. Aia vreau să vă întreb, adică părea ușor perpendicular în un pat. Dar care pe vremuri era, într-adevăr, funcțional.
Și e greu să vă găsiți în labirintul ăla de holuri între Ministerul Sănătății și Ministerul de Interne? Eu, domnul Ciutacu, eu chiar dacă eu sunt un om, cum am spus, flexibil, n-am niciun fel de problemă, las și de la mine dacă este necesar. Cred că totuși eu nu sunt adeptul declarațiilor fărăitoare. Eu sunt adeptul discuțiilor și soluțiilor negociate pentru binele populației, nu pentru binele instituției sau pentru binele unei persoane care e în fruntea instituției. Așa că eu în continuare sunt deschis dialogul. Domnul doctor, o negociere presupune ca și sexul un minim de doi. Nu poți să negociezi de unul singur. Da, eu nu sunt obișnuit să negociez de unul singur, dar eu am un lucru care cred că este diferit față de ceea ce se întâmplă probabil la nivelul conducerii departamentului pentru situații de urgență. Eu de obicei sunt de acord că nu, eu nu am întotdeauna dreptate. Un ultim lucru, domnule Rafila, când n-ați fost atenți, ați întors capul, domnul Arafat a preluat conducerea comandamentului secetei. Credeți că e de bine, e de rău? Nu știu, habar n-am. Este o procedură obișnuită ca departamentul pentru situații de urgență să integreze acest lucru. Se face prin hotărârea Comitetului Național de Situații de Urgență. Seceta, căldura excesivă, canicula, pot reprezenta o situație de urgență. Dar eu nu discutam de situațiile de urgență. Acolo am fost de la început de acord cu dumneavoastră și cu dânsul că, în mod evident, aceste situații trebuie gestionate de departamentul pentru situații de urgență, că așa îi spune și numele, da. Dar asistența medicală de urgență nu putem să o extrapolăm și să o includem la situațiile de urgență.